Suntem alături de domnul Dumitru Dragomir. Bună dimineața, domnule Dragomir! Bună dimineața, domnule! V-ați supărat aseară la meciul CFR-ului? Eu personal m-am supărat. Da, am suferit un picuț pentru că totuși trebuia să nu bată Bolovca acolo și trebuia să fie altul. Da. Păi da, n-am zis ce a zis Dan Petrescu, n-a vrut, domne, nimeni să bată. Ăștia care au bătut sunt cei care au curat. Ce e asta cu nu vrea nimeni? Păi eu ce comandă jucătorii, ce dracu? Au mai fost cazuri. Povestea și Ganea, când a dat golul cu Anglia, s-a dus că n-a avut nimeni curaj să dea. Băi, fraților, aia care nu se duc, n-au curaj, nu sunt fotbaliști, aia sunt sportivi, presupuși sportivi. Da. Bun, a fost, să sperăm că o să ajungă măcar grupele Europa League. Are șanse mari CFR-ul sau sunteți rezervat? CFR Cluj și e echipă bună, să știți. Cred că și anul ăsta e campionat. Stai să vedem că a venit Cosmin Contra la Dinamo. Iar croații ăștia sunt o echipă, au format o echipă prădnă. Da. Domn președinte, de Contra la Dinamo ce ziceți? Doamne, e antrenorul echipei naționale, domnule. Dacă nici asta nu-i bun, atunci pe cine vreți bătat? Da. Vorbeam aici, suntem în platou cu Mario Nicolae, fostul lui colaborator, și spunea că proiectul arată bine, că altfel Contra nu semna dacă nu avea niște garanții. Mă îndoiesc că sunt garanții faptice, sunt garanții verbale. Garanții de-astea verbale putem să dăm cu toții. A gustit rău pe acolo. Cum? Gurița nu-i băie prost, știe ceva. Păi asta zic, asta zic. Să vedem că se vorbește și de Nemeț să fie adus înapoi, s-ar putea să fie o surpriză Dinamo. Eu știu. Dar vă întreb altceva, că aveți nas așa și la șmecheri, și la afacerii, și la țepari. Cum vi se par spanierii ăștia până acum? Nu-i cunosc, nu știu nimic despre ei, nu știu. După ce bagă, că am auzit că bagă vreo 4-5 milioane acum, imediat, atunci o să am spun părere. Da. Păi n-au băgat tot amână. Dar înseamnă că nu sunt ei proprietari. Păi asta cam dacă așa e. Cortaseră dacă... spunea că reprezintă un fond de investiții, mă rog. Asta e foarte relativ ce am spus. Bun. Domn președinte, scurt, ce părere aveți că se întâmplă diseară cu echipele care joacă în Europa? FCSB, Craiova și Botoșani. Normal, poate tu ar trebui să se califici. Normal. Da, da, Botoșan cu Ordabas e mai dificil un pic. Botoșan e mai dificil, dar Botoșan e la această oră o echipă foarte bună, măi copii. Bun. Și un antrenor bun de tot. Croitorul. Da. Bun. Bine, domn președinte, vă mulțumim mult pentru intervenție. Sănătate multă vă doresc. Multă plăcere, dragii mei.